Babușca este un pește de apă dulce și are o carne foarte gustoasă. Ca și în cazul altor pești, consumul acestuia are numeroase beneficii pentru sănătate. Babușca sau ocheana, a cărei denumire științifică este Rutilus. Rutilus este răspândită în apele stătătoare sau lencurgătoare cu fund mâlos sau nisipos ale Europei și Asiei, de la Pirinei și nordul Alpilor până la Ural și Siberia. În România, babușca trăiește în Dunăre și bălțile ei, în lacuri litorale, Eleșteie și Iazuri. Acest pește se găsește destul de rar în râuri, dar poate fi întâlnit totuși pe cursul inferior al acestora. La începutul primăverii se ține lângă țărmuri atât în bălți cât și în râuri. După reproducere, peștele din râuri se ține pe funduri bogate în vegetație. Peștele este cel mai sănătos tip de carne, fiind bogat în proteine de calitate, vitamine și acizi grași omega-3, esențial pentru menținerea sănătății creierului, dar și nu numai. Specialiștii recomandă să mâncăm una-două porții de pește pe săptămână pentru a beneficia de efectele sale pozitive. Deși este un pește destul de ieftin, carnea de babușcă este foarte gustoasă. Se consumă și proaspătă, dar se pregătește mai ales sărată. Iubitorii de pește preferă babușca prăjită crocant, care lângă o mămăliguță cu mojdei de usturoi face deliciu unei mese poftite de orice pescar. Babușca se curăță bine, apoi se unge cu puțin ulei de măsline, se presară piper și sare după gust și se pune pe grătar să se urumenească bine. Se servește alături de mojdei de usturoi, mămăliguță și vin alb sec. Relatează libertatea.ro.